Zilele trecute, un romașcan în vârstă de 74 de ani s-a prezentat la redacția Roman TV povestind că a fost amendat cu 25 de lei de poliția locală, deoarece a tăiat o creangă de tei care îi invada fereastra. Pensionarul s-a resemnat și a plătit amenda. Bărbatul a fost sancționat în baza hotărârii de Consiliu Local numărul 72 din 2019 privind regulamentul normelor de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Roman, la articolul 8 fiind prevăzută ca interzisă distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, arbuști, trandafiri, arbori sau flori. Până aici, nimic greșit, doar că recent, pe un grup de socializare, un bărbat a postat un video în care a surprins cum mai multe persoane care pretindeau că culeg floare de tei rupeau crengi întregi dintr-un astfel de copac situat pe strada Anton Pan. În scurt timp, la fața locului a ajuns poliția locală. La vederea echipajului, cei care culegeau florile de tei de pe crengile rupte nu s-au sfiit și și-au văzut în continuare de treabă. În timp ce polițiștii locali ajunși la fața locului le țineau morală că au rupt crengile copacului, vandalii se ocupau în continuare de sortat floarea de tei de pe crengi. De la primărie ni s-a transmis că persoanele care rup teii din oraș anual atunci când este sezon sunt în general asistate social și că, în afară de aplicarea unor avertismente, nu are nimeni ce să le facă. În ultimele două săptămâni, poliția locală a efectuat doar activități de prevenire în astfel de cazuri, nefiind aplicată nicio sancțiune pentru teii schingiuiți din oraș.